Ауть, мескарічу лушор, гуной, лінгев, бевамінь бунь, Алексей лунгу ну лінгев, Алексей лунгу лінгов, лінгов діаур метал прециоз, п'ятри скумпа діамант діом чистіл. Кугуріця ла служит пі плахотнюк. Cugurița l-a slujit pe Dodon. Domnilor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Vorbim despre Igor Dodon împreună cu președintele Igor Dodon. A, B, C, D. Cugurița Pișor. Cugurița Pișor. Cugurița Pișor, parcă-i nume de poziție. Concentrați-vă. Omul ăsta, amu, poate un pic să se bucure de rezultate muncii. Până acum am muncit cugurița, acum se poate și cucuriță. Dar voi? Cu sulița urii împroșcați în el și nu-l lăsați. Ați intrat pe ziarul de gardeș și ați citit că a fost un om care a lucrat pentru Plahotniuc, pentru Dodon, pentru Șor, jurnalist Alexei Lungu, a devenit președintele partidului Șanse. Și voi tăiat din aripi. Nicio șansă nu-i dați. Ați văzut că Alexei a încercat din răsputeri, măcar pe... Nu pe pagini oficiale, dar pe pagini satelit cu 39 de like-uri să bage publicitate. Ia că Мол, и дзива интернационала тенеря тулыши вы величите, Алексей. Вы величите, вы траджу фельчитарих. Ну, у нас симпле. Да платите? Ши ну, пур симпле платите. Да ку ноусти ноудзе ш ноуди евро платите. Чини пивой во май фельчитат ди дзива тенеря тлуй ку ноусти ноудзе ш ноуди евро. Алёша, ю персонал из мулцумест. Мини ми ничего дат ку ноусти ноудзе ш ноуди евро ди дзива тенеря тлуй нумо... Фельчитате каша. Пипаджина ди 39 ди лайкур Алексей бага публичитати. Ку 400 ди евро платит. А у тебя че? Ну, керчин сути. До основу шнову, о суты шо суты. Ди 3 ор, а че лаше видео ла платит. Какыт? Какыт маймоты луми севады. Алексей панакума утроит ин умбра рефлектуарелор. Нума 20 ди ани журналист. Ни минула удзит нула вадзут. Патима караша, пискремути. Am început să lucrăm activ și așteptăm să ni se alăture noi membri. Și un video a mai lansat Alexei în care îi cheamă pe oameni să devină membri, să se alăture partidului Șansă. A cheltuit 1500 și încă 100 de euro mai băgat, nu era de ajuns. 1600 de euro. Și voi treceți cu vederea, dar dacă nu treceți cu vederea, apu, harciți cu negativism în direcția lui Alexei. Dar voi nici nu observați că omul ăsta cunoaște trucuri de magie? Omul ăsta poartă ochelari pe ochi, dar atunci când îi scoate, începe să vadă mai bine. Uitați-vă în jurul vostru. Viața a devenit mai bună odată cu sosirea lor la putere? Tu înțelegi, e una să-ți pui ochelari și să vezi într-un fel, ca și cum mai bine. Dar dacă-i scoți, deodată parcă te concentrezi, deodată parcă vezi lucrurile care până acum nu neapărat le vedeai cu ochii. Uneori în viață nu necesar cu ochii să te uiți. Uneori poți să închizi și să vezi lucrurile mult mai bine. Am un prieten odată încercat 5 grame de șiperci și așa. Dar nu despre asta, mă! Voi e că-l criticați pe Alexei, îl numiți satelitul ușor. Dar voi nici nu știți ce stă în spate. Omul ăsta de ani de zile luptă cu o boală grea. Omul ăsta și-a pierdut niuhul. El nu mai anioarsă banii bandiților. Și mă voi împroșcați, blin, întrânsul. Și dacă Pavel Verejan a venit să-l susțină la conferință de lansare? Noul proiect politic a fost susținut de echipa lui Ilan Șor, reprezentată de primarul orașului Orhei, Pavel Verejanu, care a participat și el la conferință de presă. Da, voi deschideți ochile, deschideți urechile mai atent și vedeți. Aista nu e Alexei Lungu, aista e alt om, uitați-vă că scrie. Să știți că mereu vom fi alături. Alexei Lungu, Lug, de la Lunca, Lunca râului care gata să fie inundată cu banii bandiților. Stă cu tătul alt lom, neprijom, la televiziunea, bleate, unde lucrează padruxa Diana, unde lucrează Alexei Lungu, unde Șor finanțează și jurnaliști și viitori politicieni. Nici numele nu i-a scris corect. Vă dați seama cât e de mare graba de a salva Bucușoara de bandit din Israel. Nu știu dacă detaliul ăsta tare contează, dar ni se pare că el mult trădează din interesele din spate. Dar totuși, și ce dacă satelita partidului Șor? Voi ați scăpat cu vederea un detaliu foarte important. Unde și cum a avut loc lansarea partidului Șansa al lui Alexei Lungu? Ia urmăriți niște imagini, cu atenție. Urmăriți scaunele, urmăriți camerele de securitate dreapta-stângă. Urmăriți tribuna. Ziua. Vă salut pe toți și mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Din start vreau să... Chiar nimic nu vă amintește.
Chiar v-ați născut după 2019? Chiar ați uitat de floarea noastră prețioasă, trandăcirul? Floarea noastră, trandafirul. Mulțumim frumos, cu serbănă. Mulțumim frumos. Scaune, camera, ușa, tribuna. Alioșa Lungu! Omul care e cu gurița a muncit, plahatniuc de Don Shor, a musul ales cu sediu de partid, fostul sediu a Partidului Democrat din centrul Chișinăului, acolo unde plahatniuc în fiecare marți dimineață o trăjeau ochile și urechile. Acum a venit rândul lui Alexei. Cum să nu te bucuri de acest vârf de carieră pentru un tânăr din Chișinău care ani de zile luptă cu o boală grea și are nevoie de tratament? Dar voi nu-l ajutați cu nimic, nici cu un cuvânt de susținere, numai vorbesc bani. Omul e la început de cale, lansează partid. De ce să nu donez ceva? Eu știu că el încă nu a anunțat nicăieri oficial, dar eu sunt gata să-mi asum, fără niciun fel de nu-mi trebuie nimic, să-mi asum eu colectarea banilor pentru Partidul Politic Șansă. Aveți mai jos adresele? Pe adresa de PayPal, emisiunea.lumina@gmail.com sau patreon.com/fedot puteți susține acest viitor proiect politic în care Alexei ne-a demonstrat nou tuturor ce înseamnă cu adevărat înțelepciune, ce înseamnă maturitate emoțională, ce înseamnă acceptare a ceea ce ești și a cine tu ești. A? Nu-i așa, Diana? Lioșa! Eu sunt Andrei, nu sunt Alioș. Hai să învățăm! Hai să învățăm să prețuim ceea ce avem, pentru că mâine poi mâine n-a-l mai avem pe Alexei. El va fi strivit de consecințele acestei boli grave pe nume pierdutul niuhului. Și atunci, noi numai să ne rugăm să avem stele pe planetariul politic moldovenesc. Să nu vă aud că vă plângeți la următoarele alegeri când aveți pentru cine vota. Mulțumim, Alioșa, că bagi mii de euro în publicitate pe Facebook, pe pagini, satelit. Mulțumim, Alioșa, că măcar tu lupți. Asta tot din cauza ta, nu-i așa, Diana? Asta din cauza lui Leoșa. Siu, v-am pupat, aștept banul și eu și Alioșa. Hai m-am dus.